Bună, fetelor! Astăzi filmăm un vlog super relaxant, așa cum ar trebui să fie fiecare video de duminică, pentru că astăzi testăm și ne răsfățăm cu niște minunății de la Sole Shop, pe care eu le-am primit săptămâna aceasta. Unboxing-ul de la Colette este filmat și postat pe contul meu de Instagram, pe care l-aveți ca de fiecare dată în descrierea acestui clip. Și vă sfătuiesc să intrați și acolo, pentru că sunt niște cadre super interesante și drăguțe, care cred eu că v-ar bucura. Ei bine, înainte să încep videoclip, vă dau o veste și mai bună, și anume dacă folosiți codul de reducere SOLE 1133, îl scriu și pe aici, dar îl aveți și în descriere, vă bucurați de o reducere de 5% pe site-ul celor de la Sole Shop, așa că zic să intrați și pe acolo, pentru că sunt produse atât de skincare, cât și de make-up, cât și diferite parfumuri care cred eu că v-ar bucura. Acestea fiind spuse, sper că n-am omis nimic, nu uitați de coduri de reducere care vă așteaptă în descriere și pe care puteți să-l folosiți la sfârșitul comenzii, îl băgați de acolo și vă bucurați de o mică reducere. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii cu ce v-ați bucurat de la ei. Ei bine, acesta este coletul. Voi cu siguranță l-ați văzut dacă mă urmăriți pe Instagram și de când l-am primit, de când am filmat acel unboxing, n-am prea mai umblat la el pentru că am vrut să rămână lucrurile așa cum sunt, intacte, să nu mă ating prea mult de ele. În primul rând avem un măscuț, care cu siguranță o să mă ajute, probabil că ei s-au gândit și la sănătatea mea puțin, în special sunt produse pe care voiam să le testez, nu știu cum m-au nimerit, dar chiar voiam să testez unele produse de aici și de unele chiar n-auzisem, deci o să fie o surpriză pentru toți acest video, pentru că nu le-am mai testat înainte. Următorul produs este masca aceasta de tip șervețel. Eu iubesc din tot sufletul măștile de tip șervețel și de aceea zic că m-au cam nimerit cu toate produsele care se află în pungulița aceasta. Și o să vedeți că la ei pe site sunt în special produse de skincare coreene și asiatice, de-aia zic că e foarte, foarte interesant. Masca aceasta, după cum cred că v-am spus, este o mască de calmare care cred că pe mine o să mă ajute, pentru că eu în ultima perioadă am mici probleme cu coșurile. După cum puteți vedea, am unul aici, unul pe frunte, dar nu contează, nu acesta este interesul videoclipului de astăzi. Ei bine, mai avem un produs în care o să fiu sinceră, m-am băgat puțin, l-am folosit o singură dată și anume ieri. Dar l-am folosit pentru că am vrut să vin cu o părere mai formată, pentru că este un produs pe care eu nu l-am mai întâlnit până acum și n-am mai văzut produse de genul acesta, chiar am fost foarte, foarte curioasă de el, de aceea n-am așteptat până la videoclipul de astăzi ca să-l pot folosi. Ei bine, este un pachetel, după cum puteți vedea, cred că este foarte vizibil acest aspect, dar pachetelul acesta are în el 10 dischete, o să vă scot una să vă arăt. Acestea sunt dischetele care sunt în el, practic sunt niște dischete îmbibate într-un extract de cactus, spune că ar fi 87% extract de cactus în produsele de genul acesta și sunt foarte curioasă de ele din nou, deși le-am testat ieri. Ieri eu nu pot să spun că m-au surprins foarte mult, sunt ca niște șervețele de față, de machiante, numai că ele conțin toner, conțin un efect de hidratare, probabil, deși ele spun că sunt pentru curățare și exfoliere, dar în același timp și hidratează tenul și o să vedeți cum o să le folosim, pentru că au ele o metodă de folosire interesantă. Ei bine, cam acestea sunt, o să vă pun, o să încerc să vă pun linkurile în descriere, dacă o să le găsesc pe site. Și acesta este produsul, este de la Yadah, eu n-am mai încercat niciun produs de genul acesta și produsele acestea sunt vegane, ceea ce mi se pare important pentru persoanele care țin cont de acest aspect. Mai avem un produs pe care voiam să-l încerc de foarte mult timp și cumva nu m-am organizat să-l cumpăr, pot să zic, deși l-am văzut în foarte multe părți, nu m-a tentat atât de mult, deși era un produs pe care l-aveam pe listă. Este o mască de buze, eu n-am mai testat niciodată o mască de buze și am fost extrem de fericită când am văzut-o în acest pachet, pentru că chiar voiam și chiar aveam în vedere măștile acestea de la Coco Star și aceasta este cu mentă. Fix aroma pe care voiam să o încerc, pentru că mi se părea destul de interesantă, cred că îți dă acel efect de revigorare. O să vedem cum o să fie, eu în acest moment am balsam pe buze, dar o să-l dăm jos și mi-am exfoliat foarte puțin buzele azi dimineață. Și mai am să vă arăt diferite mostre de genul acesta. Avem aici un ser cu vitamina C de care sunt foarte curioasă, probabil o să ne băgăm și în ele astăzi, dar vă dați seama că nu pot să le încerc pe toate. Avem și niște protecție solară. O să vedem ce o să testăm astăzi de aici. Cam acesta a fost coletul meu. Nu uitați să folosiți codul promoțional dacă aveți câteva dorințe de pe site. Vă poate ajuta cât de puțin. Și o să începem să folosim produsele, pentru că, cum v-am spus, sunt produse
pe care nu le-am mai încercat în afară de aceste dischete, pe care o să le testăm noi pentru prima dată, dar mai întâi o să-mi iau lângă mine o oglindă, pentru că am și eu nevoie să văd ceea ce fac aici și cum îmi aplic produsele. Să știți că în timpul acesta am fost și până la baie, mi-am umezit puțin tenul, nu știu cât se vede acolo la voi, și urmează să ștergem cu genul acesta de dischete, practic pentru asta sunt făcute ele. Ele sunt pentru curățare, sunt pentru exfoliere și pentru hidratare, cât de puțin. Ei bine, urmează să deschidem o dischetă din aceasta, dar prima dată să găsesc eu și să vă citesc câteva informații despre ele de pe site, atât când am văzut, pentru că mi se par foarte interesante și chiar nu știam că extrasul de cactus are mari beneficii asupra tenului, pentru că n-am prea auzit lucruri despre el. Ei bine, ce voiam să vă zic și ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant este că extractul de cactus este de 5 ori mai nutritiv decât extractul de aloe vera, pe care cu siguranță îl știți, pentru că acum un an sau doi erau foarte vizionate și foarte populare videoclipurile pe Instagram în care fetele își pregăteau tenul cu extract din acesta de aloe vera, chiar dacă luau direct de pe plantă sau era cumpărat. Ei bine, hidratează intens pielea, stimulează întinerirea pielii și reduce urmele post-acneice, un lucru de care eu țin deseori cont pentru că eu am probleme cu acest aspect. După care mai este specificat faptul că au 3 funcții în una, curăță, hidratează și exfoliază în profunzime, ceea ce v-am spus și eu. Acum am deschis acest pliculeț, ele sunt 10 pliculețe a câte 2 dischete și mi se par foarte faine de luat în călătorii. Dacă nu vrei să ții un gel de curățare pe lângă toate produsele pe care le mai car cu tine, genul acesta de dischete pe care ți le iei pur și simplu în geantă mi se par chiar o soluție, dacă nu vrei să te acumulezi cu foarte multe produse după tine. Să știți că miroase foarte plăcut. Uite, nu m-am uitat dacă au parfum, dar asta o să vedem noi și o să citim pe lista de ingrediente care se află pe spatele cutiei, din câte am văzut eu. Sper să fie și în engleză, pentru că pe majoritatea produselor scrie în coreană sau în diferite limbi pe care eu cu siguranță nu le înțeleg. Dar îmi plac mult dischetele acestea, nu pot să zic că vedeți efecte mari, cu siguranță eu nu le-aș folosi dacă de-abia ce m-am demachiat, nu le-aș folosi pentru acest aspect, pentru că nu mi se pare că curăță atât de în profunzime, dar cu siguranță dacă nu sunt machiată pe timpul zilei, așa cum a fost cazul și astăzi, pentru că nu m-am mai machiat de la ultimul clip postat pe acest canal, ca să vă dați seama. În general, eu nu mă prea machiez în timpul liber sau cel puțin când nu plec undeva. Pur și simplu ca să dai un refresh pielii, mi se par super, super tari. Și cam pentru asta o să le folosesc eu, oricum mi se pare că îți dă un efect și o senzație super plăcută. Cu semnele post-acneice, nu știu ce să zic, oricum ele nu mi se par super îmbibate în serul acela de care vă vorbeam, în extractul acela de care vă vorbeam. Nu sunt nici pe departe ca o mască șervețel care este foarte, foarte îmbibată, dar cred că te ajută să scureți puțin fața după ce te-ai spălat pe față cu niște apă. Chiar cred că este ok și v-am spus că în călătorii chiar cred că aș conta pe astfel de produse pentru că nu ocupă deloc spațiu, pentru că sunt foarte, foarte micuțe, cam așa le întâlniți. Mi se pare că au un ambalaj foarte drăguț și chiar am fost foarte curioasă de ele și mă bucur că am reușit și eu să le testez prin ocazia aceasta. Trecem la această mască pe care de-abia aștept să o testez pentru că sunt îndrăgostită de măștire în șervețel. Nu știu foarte multe despre ea, de aceea o să vă citesc câte ceva de pe site. Mască de față cu efect calmant de mentă, îți va resfăța tenul în cel mai plăcut mod posibil, de-abia aștept, și îți va lăsa o senzație de prospețime și revigorare. Chiar cred că o să fac asta pentru că are acel efect și are ca ingredient principal menta. Am deschis-o și o să vedem cum o să ne aplicăm, pentru că sunt foarte curioasă dacă e imbibată într-adevăr în foarte mult ser. Mie așa îmi place să mă bucur de astfel de măști foarte bine imbibate în serul acela. Aceasta sunt. Acum vorbesc destul de ciudat pentru că încerc să nu mișc pe aici, pentru că ea este destul de alunecoasă. Să știți că are un miros foarte, foarte plăcut. O să vedem puțin și ingredientele ei acum cât stau cu ea pe față.
Și o să o las aici, nici n-am citit că trebuie lăsată. Stați că vă spun acum 15-20 de minute o să stau cu ea pe față și o să vedem dacă are și niște ingrediente în engleză. Are niacinamide, glicerin, ceea ce găsim în fiecare produs de hidratare. Chiar are ingrediente destul de ok, ce să vă zic, nu văd parfum, nu văd alcool încă, dar o să vedem ce efect o să aibă. Până acum chiar îmi place, dar mi se pare foarte alunecoasă și vă spuneam că materialul acesta mi se pare foarte diferit cu măștile pe care le-am mai testat. Eu mi se pare un material mai gros și sper să nu-mi creeze probleme, pentru că deja văd că mă împac bine cu ea, chiar dacă mi-alunecă pe aici și chiar dacă sunt foarte amuzantă cu ea pe față, să știți că așa o să fie videoclipul de astăzi, o să vedeți diferite fețe de ale mele. Așa că vă sfătuiesc să vă obișnuiți de acum. Ei bine, v-am promis că mă uit și de parfum la deschiderile acestea cu toner pe ele, cu extract de cactus. Și o să vă zic acum dacă conțin sau nu parfum. Ele nu se clătesc de pe față, deci nu mai reveniți cu niciun produs pentru curățare după ce le folosiți. Sau cel puțin asta ar trebui să faceți, asta scrie aici. Practic n-au parfum, din câte văd eu, ceea ce este foarte bine pentru că eu am eliminat pe cât posibil parfumul din produsele mele de skincare, pentru că parfumul sensibilizează fața în timp, vă spun din nou în caz că ați uitat sau nu știați. O să stau cu masca aceasta 20 de minute, este 8:10 acum în momentul acesta și revenim peste câteva minute când o să o dau jos și o să vă spun cum mi se pare și dacă îmi place. Și cum am împăcat cu ea, până acum chiar îmi place și oricum nu credeam că nu o să-mi placă, pentru că mie îmi plac măștile de tip șervețel, eu sunt înnebunită după ele, așa că revenim. Revenim și vă spun tot. Mi-am dat masca jos după cum ați văzut, iar acum o să încep să mai întind puțin produsul pe aici și să-l masez ușor. Am stat în timpul acesta, timp de 20 de minute am stat cu ea și v-am mai citit comentariile și v-am mai răspuns la ele și am fost foarte, foarte surprinsă de faptul că foarte multă lume continuă să mă întrebe despre acel iluminator de la Makeup Obsession, care a apărut în ultimul meu clip anteriorul acestuia. Pentru că vi l-am arătat acolo, în kitul începătorului, sau produsele pe care le-aș vedea eu bune pentru început. Și mă bucur foarte mult că l-ați descoperit la mine și că multe dintre voi ați decis să vi-l luați, pentru că este un produs bun. Și am un link în descrierea clipului acela, dar o să vă pun și aici, pentru că cu siguranță iarăși o să fie persoane care o să întrebe despre ce iluminator vorbesc. Acum o să iau o periuță de genul acesta și o să mai îmi aranjez și eu puțin sprâncenele, pentru că s-au cam deranjat de la masca aceasta, pentru că a venit pusă și pe el. Ce pot să vă spun despre masca aceasta este că lasă un efect foarte hidratant și serul acesta pe care îl lasă chiar îmi place foarte, foarte mult. Cred că o să mai încerc măști de genul acesta. Mi se pare o puțin lipicioasă, dar așa sunt măștile de genul acesta. O mască, după ce o iei de pe față, rămâne puțin lipicioasă. Acum urmează să folosim masca aceasta, dar înainte o să iau o dischetă și o să mai îmi îndepărtez, pentru că v-am spus că am aplicat balsam înainte, s-a mai transferat și puțin ser din mască. Nu știam dacă să pun această mască pentru buze cu masca de față, așa că le-am lăsat în mod separat. Și prima dată am niște puf de la discheta aceasta. Prima dată o să citim instrucțiunile, pentru că nu prea știu cum se folosește, probabil e ceva ce trebuie să știu. Ei bine, zice să scot masca folosind spatula inclusă, nu știam că are și o spatulă inclusă, dar o să vedem pe unde o să fie. Și să o las să acționeze 10 minute, să vă citesc și de pe site câteva chestii despre ea, pentru că mi se pare interesante. Este o mască din nou cu mentă, cumva și masca de față și aceasta au avut în legătură menta. Și are și extract de frunze de ceai verde, care hidratează buzele și revitalizează pielea. Masca are o aromă delicată, în fine, descrierea oricărui produs este mereu perfectă și n-are ce vi se întâmpla rău, dar ca fapt divers, cam asta se zice despre ea. Acum o să încep să desfac acest ambalaj pe aici, văd eu. Cam așa vine masca aceasta, vine într-un sigiliu, eu credeam că este direct în ambalajul acesta, dar nu văd că ar fi și o spatulă
stați să deschid eu mai mult, poate este și nu-l văd, habar n-am, nu e nicio spatula. Nu știu care ar fi spatula, dar o să încercăm să desfacem cu unghiile, pentru că am unghii destul de lungi și măcar în privința aceasta să mă ajute să desfac o mască pentru buze. Vedeți cum este? Este pur și simplu gelatinoasă mult spus. Dar hai să o punem pe buze. Nu o să mai vorbesc timp de 10 minute, timp care probabil, nu știu, o să mă uit pe Instagram, o să vedem. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. Foarte chinuitor e să nu vorbești câteodată. Să știți că m-am simțit destul de bine cu ea pe buze, dar mă așteptam să fie puțin mai îmbibată într-un ser sau ceva. Adică cam astea erau așteptările mele, n-a fost deloc așa. Dar cu toate acestea am simțit o căldură pe buze din momentul în care mi-am pus-o și asta s-a resimțit pe tot parcursul acestea. Pe 10 minute eu am simțit căldura aceea pe buze, care cred eu că are efect de calmare. Dar să știți că nu m-a surprins atât de tare pe cât mă așteptam să o facă, totuși mi-a plăcut senzația. Și cu siguranță cred că este foarte bun atunci când vă certați cu cineva, pentru că timpul acela, timp de 10 minute în care nu puteți să vorbiți, nu numai că vă ajută să vă calmați extraordinar de mult, pentru că vă dă o senzație foarte, foarte plăcută, dar face și ceva bine pentru buzele voastre. Nu știu, cred că asta ar fi o metodă foarte bună, să scăpați de o ceartă. Ei bine, să știți că n-am ser sau ceva pe buze, pur și simplu le simt aproape normal, probabil că ea hidratează mai în profunzime, de aia nu simt eu mare lucru acum. Dar să știți că îmi place, cumva văd mai important balsamul de buze sau produsele acestea pe care cu toții le cunoaștem, dar cred că la ceva timp merită să folosim și o mască de genul acesta. Nu este nici foarte scump, o să vă las link-urile în descriere în caz că vreți să aflați amănunte de genul acesta. Acum hai să căutăm în monstrele acestea câteva produse pe care să ni le aplicăm în continuare. V-am spus că am pe aici vitamina C, am un ser reparator, o să caut o cremă pentru că ser nu o să mai îmi aplic, având în vedere că mi-am aplicat acea mască care conține ser, nu are rost să mai îmi încarc fața inutil. O să caut o cremă pe aici, pe undeva, să vedem ce găsim. Aceasta este cu SPF și nu-mi trebuie azi neapărat, mai ales este o zi foarte norată și nu este nicăieri azi. Hai să încercăm pe aceasta, o să vă pun poze cu ea pe aici, pe undeva, cred că alta nu mai este, în principiu avem seruri aici, mai avem un ulei de machiant, pe care de-abia aștept să-l încerc și pe el, să vedem dacă o să-mi placă vreun produs de aici și dacă o să-l cumpăr și în varianta lui mare. Ei bine, o să vă pun poză cu produsul acestei monstre pe aici, pe undeva, ca să vedeți mai în amănunt. Ea spune că ar proteja pielea, skin barrier. Ei bine, hai să vedem, hai să o desfacem și să ne aplicăm pe față, pentru că de-abia aștept. Să vedem care o să fie textura ei, dacă o să-mi placă cu siguranță, că o să-mi cumpăr probabil și produsul în varianta mare. Mie îmi plac de obicei monstrele, pentru că te ajută să-ți dai seama, are un miros foarte fresh, dar miroase cumva a ceva foarte asemănător. Cred că miroase a un gel de curățare pe care l-am avut eu de la Garnier, dar pe care le-am terminat. Are un miros tot mentolat, cumva toate produsele de astăzi au fost pe tema aceasta de mentă, mentos, produse mentolate și are un efect foarte revigorant. Îmi place mirosul. Are o consistență, nu pot să spun groasă, pentru că într-adevăr nu are o consistență groasă și văd că intră destul de repede în piele, dar este cumva medie, nu este nici foarte ușoară, dar nici foarte groasă. O să vedem și cum o să intră în piele. Dar v-am spus, miroase foarte, foarte bine a mentos. Este foarte mentolată. Totuși pe piele nu se simte atât de rău, ceea ce mă bucură. Dar, na, o să vedem. Haideți să caut și pe site produsul ca să vă citesc ceva despre ea și să ne lămurim. Să vă pot da mai multe detalii, nu știu. Și poate să mă lămuresc și pe mine ce e cu acel miros mentolat, pentru că scrie în o altă limbă pe care habar n-am, scrie în coreană sau nu știu, în chineză, habar n-am ce limbă este aceea, dar nu o înțeleg deloc, așa că hai să căutăm produsul pe site. Am descoperit, mai fetelor, de ce are efectul acela foarte mentolat
Și este un produs în lista de ingrediente pe care l-am întâlnit la toate produsele pe care vi le-am prezentat astăzi. Cred că produsele asiatice și coreene au farmecul lor. Dar este vorba despre extractul acesta de centelă asiatică, centela, nu știu cum se pronunță pentru că este primul impact cu așa ceva. Și spune că această cremă este cu efect regenerator și că îți răsface tenul în cel mai bun mod posibil. Ei bine, nu conține ingrediente periculoase precum etanol, paraben și ulei esențial, precum și parfum artificial și este 100% vegan. Această cremă conține 50% extract de centela asiatică care ajută la calmarea problemelor pielii, are efect antibacterian și stimulează formarea colagenului în stratul de derm. Și, nu știu, vă mai prezint ei câțiva acizi și niacinamide care sunt prezentate prin lista de ingrediente și cam asta ar fi cu produsul acesta, cu această cremă. Mă bucur că am testat-o. Ei bine, cam acesta a fost clipul. Eu mă bucur că l-am filmat și mă bucur că ne-am răsfățat împreună cu câteva produse care mi s-au părut super, super bune. Sunt produse coreene pe care eu nu le-am mai testat și le găsiți pe Soleshop. Nu uitați că o reducere mereu este binevenită și că aveți în acest sens un cod de reducere SOLE1133 pe care îl puteți folosi la orice comandă. Chiar am făcut un sondaj pe Instagram în care v-am întrebat dacă vreți să testăm aceste produse într-un video pe YouTube și majoritatea răspunsurilor au fost da, cred că am avut 97-98% răspunsuri de da, așa că am făcut și acest clip. Cam acesta a fost, mă bucur că am împărtășit toată experiența mea cu voi, le mulțumesc celor de la Soleshop pentru experiența aceasta plăcută și noi ne revedem data viitoare, vă transmit până atunci mulți, mulți pupici și ne revedem cu un nou videoclip săptămâna viitoare, cred, pentru că astăzi este duminică și încerc eu să editez clipul acesta cât mai repede ca să ajungă repede, repede, repejor la voi. Repede, repede, repede. Eu vă pup și vă îmbrățișez tot foarte, foarte repede pentru că mi se descarcă bateria și nu mai avem timp de nimic. Noi ne revedem data viitoare și vă îmbrățișez cu drag.